Bună ziua, domnule Daniel Florea, bine ați revenit în studioul nostru la PS News. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație. Ultima sută de metri, să spunem așa, a campaniei electorale, mai sunt aproximativ 10 zile. Așa că am să vă întreb o chestiune care până la urmă interesează pe toată lumea. Cum stă PSD în sondaje și la nivelul sectorului 5, acolo unde candidați, și până la urmă, de ce nu, și la capitală? Și la nivelul sectorului 5 și la capitală, PSD-ul este pe primul loc, la o distanță confortabilă față de ceilalți contracandidați. În sectorul 5, partidul este undeva pe la 42%, iar eu sunt în marja partidului. În unele sondaje, în anumite zone, chiar depășesc ca intenție de vot partidul. În altele sunt foarte aproape, ceea ce pentru mine și pentru echipa noastră este un lucru îmbucurător. Faptul că am reușit să acoperim diferența care era în acest domeniu. Deci partidul avea câteva procente în plus față de candidat la începutul campaniei. Acum candidatul la primărie, adică eu, are cam același procentaj ca și partidul, undeva în jur de 41-40%. Ne referim pe sondajele făcute de casele care lucrează PSD-ul. Da, și avem și niște sondaje pe care le facem separat, fiecare dintre noi, ca să putem la să sector, ne calibrăm la sector, ca să putem să ne calibrăm campania în zonele unde avem intenție de vot ceva mai mică. Însă una peste alta, ca și medie, avem undeva 41-42%. Cam aceeași este și media partidului pe București, undeva între 37-42% în diverse zone și pe sectoare, dar cam acolo sunt. Ca să rămânem tot în sectorul 5, există un episod pe care aș vrea să-l comentați, chiar dacă nu v-a vizat direct. Chiar în perioada de pre-campanie, campanie, să spunem așa, DNA-ul a făcut o descindere la primăria sectorului 5 într-un dosar în care se verificau listele electorale. Care a fost până la urmă povestea cu această descindere și până la urmă, iarăși de comentat, de ce e nevoie ca DNA-ul să verifice niște liste, de fapt niște semnături, atâta vreme cât pe noua lege nu a fost o corvoadă, să spun așa, strângerea de semnături. N-a trebuit să veniți cu zeci de mii de nume de susținători și așa mai departe. Noi am avut undeva la vreo, am strâns 5.000 de semnături în mai puțin de 3 zile. Am avut oameni pe teren, veneau oamenii, semnau, discutam cu ei, n-a fost niciun fel de problemă, le-am strâns ușor. Numărul minim era 2.500 și n-am avut niciun fel de probleme noi la PSD. Știu că au existat acele probleme în ceea ce privește candidatura domnului Vanghelie și a partidului dumnealui, dar asta pentru că am înțeles că s-au folosit niște oameni din primărie care să aducă niște liste de oameni care au beneficiat niște ajutoare sociale și ăsta e un lucru, dacă e așa, e un lucru grav. Eu nu știu, din punctul meu de vedere, faptul că a fost nevoie de un asemenea subterfugiu, un asemenea artificiu, înseamnă că oamenii care l-au folosit nu stau chiar atât de bine în sondaje sau în percepția populației ca să poată să le ia în mod onest. Nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Însă eu cred că ar fi fost bine ca oamenii care lucrează în primărie să nu fi fost amestecați în așa ceva. V-am întrebat degeaba, pentru că nu este singurul caz la sectorul 5 de verificare și, până la urmă, de deschiderea unui dosar pe listele electorale. Există și la sectorul 1 câteva cazuri și de o parte, culmea, și de alta, deci nu e numai în bucătăria unui partid sau a altuia. Și de asta aș vrea să insist pe ideea asta. Vi s-a părut totuși mult și greu în perioada în care s-au strâns semnăturile să produci aceste 2.500-3.000 de semnături? Sau oare a fost și o strategie a unora de a veni în loc de 3.000 cu 30.000 pentru a arăta forță și cât electorat este în spate, motiv pentru care, fiind nevoit să strângă atât de multe atât de repede,
au apelat la aceste ilegalități până la urmă. Cred că asta a fost. Deci a fost, s-au gândit mai mult la percepția publică decât la ce au de făcut cu adevărat în locul unde candidează. De exemplu, noi după ce am strâns semnăturile și le-am depus, ne-am ocupat de alte chestiuni, de precampanie, de campanie, de elaborarea programului. Nu am avut deloc. Deci pentru noi, la sectorul 5, la PSD, strângerea de semnături a fost doar o etapă pe care am parcurs-o repede și am dat-o deoparte pentru că aveam lucruri mai importante de făcut. Trebuia să ne întâlnim cu oamenii, trebuia să identificăm problemele și soluția la problemele oamenilor. Pentru noi n-a fost deloc important asta. Asta e și motivul pentru care după 3 zile în care am strâns semnăturile, le-am depus și gata. Cred însă că a trecut vremea, știu, lucrurilor umflate cu pompa. Cred că trebuie să arătăm ce știm să facem de adevărat și să putem să le și facem lucrurile astea. Asta este și motivul pentru care programul nostru la sectorul 5 sunt lucruri concrete, cu termene de realizare, cu exemple din alte sectoare din București unde s-au realizat lucrurile acestea și de unde putem să obținem banii. Astea sunt lucrurile care interesează pe oameni și eu vă spun, până acum, în perioada asta de campanie, cred că m-am întâlnit cu mai mult de, dacă facem o socoteală la 3 vizite pe zi, eu cred că m-am întâlnit cu cel puțin 10.000 de oameni pe stradă în această perioadă. Cred că n-are nicio relevanță numărul de semnături pentru susținerea candidaturii, ci contează cum te simte omul când te întâlnești cu el. Nu vreau să insistăm foarte mult pe discuții despre ceilalți contracandidații noastre, dar ați pomenit mai devreme numele domnului Marian Vanghelie. L-aș cita o declarație recentă pe acesta care a spus voi candida chiar și din arest, după cel de-al doilea dosar care îl vizează și în care este implicat. Oricum ar fi, în momentul de față, domnul Vanghelie, dacă ar ajunge primar, tot nu are voie să se ducă la locul de muncă, să spun așa. Dar dacă va lua un procent destul de bun, partidul domniei sale va trimite la primăria sectorului 5 o echipă de consilieri locali. În eventualitatea probabilă, cum ați spus după sondajele pe care le aveți, să ajungeți primarul sectorului 5, cum veți gestiona și cum veți lucra cu această echipă pe care domnul Vanghelie, repet, dacă va lua un procent suficient de mare, o va trimite în consiliul local? Vedeți posibilitatea unei alianțe, unei discuții, eu știu, pentru o negociere pentru un viceprimar? Habar n-am. Cum vedeți această posibilă, acest posibil scenariu? E o întrebare dificilă, pentru că mulți dintre oamenii care sunt acum pe listele altor formațiuni politice au plecat de la noi și e o chestiune de încredere. Cred că trebuie recăpătată încrederea noastră dacă în acest gen de oameni. Părerea mea este că sunt mulți oameni de bună credință între consilieri și pe măsură ce buna credința lor se va manifesta, vom discuta. În ceea ce privește momentul acesta, mi-e foarte greu să vă răspund, pentru că eu cred că PSD-ul va câștiga undeva spre 50% după redistribuire și vom face alianță, dacă va fi cazul, în primul rând cu celelalte formațiuni care avem deja semnate niște protocoale la nivel parlamentar, de exemplu, și abia după aceea ne vom gândi la alte partide. În ceea ce mă privește pe mine, orice om de bună credință care are idei bune de pus în practică pentru locuitorii sectorului 5, orice om de bună credință este binevenit să colaboreze cu PSD. Ați spus mai devreme că v-ați întâlnit cu câteva mii, poate zeci de mii de oameni în perioada aceasta de prec și de campanie. Asta înseamnă că aveți o radiografie, să spun așa, foarte exactă a ceea ce vor oamenii în sectorul 5. Care sunt, să spunem, principalele două probleme, nevoi, doleanțe ale acestor oameni din sector?
Lumea este extrem de nemulțumită în ceea ce privește procentajul de blocuri reabilitate termic și în ceea ce privește curățenie. Și aceste două probleme sunt, revin obsesiv. Toată lumea spune același lucru. Și în ceea ce privește curățenia, mă refer și la curățenia pe stradă, mă refer și la spațiile verzi, mă refer și la toaletarea copacilor. Sunt locuri care ar fi foarte frumoase dacă ar fi fost întreținute. Din păcate, în acest moment, mare parte din spațiile verzi par codri sălbatici și chestiunea asta cu anveloparea blocului, după ce că sunt puține blocuri reabilitate termic, în foarte multe cazuri sunt și reabilitate defectuos. Adică sunt o grămadă de probleme, este igrasie în spatele acelor pereții care se presupune că ar fi trebuit să aducă un plus de confort oamenilor și când colo, din păcate, au creat probleme mai mari decât înainte de reabilitare. Nu vă mai spun despre faptul că sunt o scară dauna, nu, sau scări care sunt reabilitate termic, deși au depus cererile după altele care nu sunt reabilitate, deși blocurile au aceeași vechime. Sunt niște probleme pe care oamenii le sesizează și cam astea revin obsesiv. De asemenea, cred că și siguranța cetățeanului, modul în care oamenii se raportează și la poliția locală și la modul în care intervine poliția locală, mai bine zis, nu intervine. Cred că și asta este un aspect care trebuie rezolvat. De asemenea, ceea ce pe mine mă îngrijorează foarte tare este faptul că singurul sector din București unde nu există un sistem de supraveghere a școlilor este în sectorul 5. Sectorul 5, părinții trebuie să plătească paza școlilor. Asta e un lucru care trebuie să înceteze imediat după 5 iunie. Tot ca locuitor al sectorului 5 și pentru că ați atins povestea curățenii, v-aș completa și v-aș ridica și problema dezăpezirii. E adevărat, alegerile totdeauna au fost vara, însă iarna în sectorul 5 este o problemă. Nu exista niciun fel de contract, fostul primar ba s-a împăcat, ba s-a certat cu firmele care au lucrat sau aveau contract în perioada acolo, s-a mers pe ideea că ADP-ul, firma primăriei până la urmă, poate să facă acest lucru și totuși de ani de zile, repet, în sectorul 5 se intră și se iese când ninge aproape deloc. Cum vedeți dumneavoastră rezolvarea poveștii cu pricina? Dezăpezirea intră în acest mare contract de salubrizare, care, din păcate, în sectorul 5 nu se face de către sector, se face de către Primăria Generală. Este greu să vă răspund de ce s-a putut întâmpla asta atâta timp și cum de oamenii, deși nemulțumiți, au continuat într-un fel să acorde încredere echipei care conducea administrația locală și lucrurile s-au perpetuat de la an la an și dacă un lucru merge într-un anumit fel, nu l-au schimbat. Eu cred că în urma modificării legii în 2014, sectoarele acum, primării de sector, pot încheia contracte de salubrizare astfel încât să nu mai fie nevoie să facă Primăria Capitalei curățenie. De asemenea, da, aici 2015, vă întrerup pentru o nuanțare, să ne fie și nouă clar și celor care ne vor urmări. Dezăpezirea ca și salubrizarea o face Capitala pe arterele principale, pe arterele unde circulă mijloace de transport. Însă pe străduțele lăturalnice, pe străduțele dintre blocuri, teoretic, în sectorul 5 cel puțin, acest lucru ar fi trebuit să fie făcut de către ADP, de către regia de sector. ADP are câteva utilaje din perioada antediluviană și acolo era problema, de fapt. Vreau câțiva angajați. Din păcate, lucrurile astea nu mai pot continua. Nu vă ascund că am încercat să vorbesc cu mai mulți oameni din primărie și să deslușesc această problemă. Din păcate, oamenii sunt destul de opaci, destul de închiși
și am primit răspunsuri contradictorii care se băteau cap în cap cu privire și la modalitatea în care s-au încheiat contactele și de ce ADP-ul nu își face treaba și la modul în care ei se raportează la ce s-a întâmplat. Și în acest moment este absolut clar că trebuie neapărat să vedem cam ce contracte au fost, pentru că ele nu sunt publice. Noi nu știm decât faptul că există un contract la nivelul primăriei generale cu Romprestu și că așa ar trebui făcută salubrizarea. Dar în rest, toate întrebările pe care le-am pus s-au lovit de un refuz categoric de a se discuta. Toată lumea încerca, cum să spun mai plastic, să degajeze în tribună. Deci nu încercau să dea un răspuns, încercau să le evite. Și nu am reușit să găsesc niște răspunsuri mulțumitoare la această întrebare. Asta este motivul pentru care, imediat după 5, vă cer să văd toate contractele care s-au încheiat pe acest subiect și va trebui neapărat, imediat, să demarăm procedură de licitație publică pentru un contract de salubrizare încheiat de către primăria sectorului 5 și să dăm drumul să facem imediat curățenie și iarna aceasta să nu mai avem problemele care au fost mulți ani în urmă, de mulți ani în urmă până în prezent, ceea ce privește zăpadă. Tot la momentul electoral aș rămâne cu o ultimă întrebare, nu neapărat în sectorul 5, dar în multe alte zone. Alegerile trecute ne-au demonstrat și până la urmă DNA-ul în multe cazuri ne-a confirmat că au existat și unele chiar au reușit tentative de furt, de mită electorală, de cumpărarea voturilor, de aducerea oamenilor într-un fel sau altul pentru un candidat sau altul. Vă așteptați ca la aceste alegeri cineva să încerce acest lucru la sectorul 5 și dacă da, cum poate echipa dumneavoastră sau cum puteți dumneavoastră să preîntâmpinați astfel de incidente? Noi sigur nu o vom face. Primul lucru pe care l-am spus tuturor membrilor de partid, la întâlnirile pe care le-am avut și l-am subliniat și l-am îngroșat în toate felurile posibile, nu facem niciun fel de discuție despre niciun fel de modalitate de a determina votul în favoarea noastră, pentru că nu avem nevoie. Noi vom câștiga aceste alegeri în mod cinstit, prezentând oamenilor proiectele noastre pentru sector și pentru București. Le-am spus, dacă auziți vreo discuție despre bani, despre cadouri, despre mitele, plecați de acolo. Plecați de acolo, nu mă interesează să vă vadă nimeni în preajma vreunui om care discută așa ceva. Plecați, este... Dacă nu o faceți și sunteți implicați în așa ceva, eu vă spun că în secunda 2 voi pune în discuție excluzia voastră din partid. Nu vreau să fim atrași în acest gen de lucru. Bineînțeles că în acest moment am auzit și noi diverse povești despre ce ar vrea să facă unii sau despre ce fac. Nu avem dovezi, dar eu sper să poarte toate formațiunile politice, aceeași luptă cinstită pe care o purtăm noi în sectorul 5 și în București. Aș vrea pe ultima parte a interviului nostru să ne focusăm un pic și pe actualitatea zilelor. Și unul dintre cazurile care a generat foarte multă emoție în rândul opiniei publice este acesta al dezinfectanților, al companiei Hexipharma, al morții suspecte, spun unii, a proprietarului acestei companii. Cum percepeți dumneavoastră această poveste și dacă considerați că în momentul de față există un interes al unora sau al altora ca din acest caz până la urmă de siguranță națională, de ce nu, să se ducă totul într-o zonă a scenarite, a luptei politice, a până la urmă a bătăliei dintre un partid cu celălalt? Eu cred că este un accident tragic ceea ce s-a întâmplat. Nu cred din niciun fel de scenariu. Nu cred că un părinte care se ducea să-și ia copilul s-ar fi sinucis după ce a vorbit cu el și copilul l-aștepta. Nu cred. De asemenea, nu cred că un om care lucrează în domeniul farmaceutic, dacă ar vrea să-i sinucidă, ar intra cu mașina în niște copaci. Cred de asemenea că în domeniul sanitar sunt atât de multe lucruri de făcut și, din păcate,
Ați văzut, guvernul Ponta a căzut din cauza chestiunii de la colectiv și a modalității în care se spune că a fost gestionată situația de către oamenii implicați în momentul respectiv, ISU și Ministerul Sănătății. E, după aceea au fost niște chestiuni extrem de grave și în ceea ce privește copiii din Argeș și în ceea ce privește cazul acesta cu dezinfectanți, substanțe dezinfectate din spitale. Și nu s-a mai întâmplat deloc același lucru. N-a mai ieșit președintele să ceară demisia guvernului. Ministrul Sănătății a demisionat după o întreagă telenovelă și a acuzat primul ministru că face jocurile unor grupuri de interese. Eu cred că ar trebui aceeași unitate de măsură în situații grave. Nu zic că... Nu vreau să spun că lucrurile ar fi fost mai grave într-un loc și mai puțin grave în altul. Vreau să spun numai că este o problemă de siguranță națională, sănătatea oamenilor, și cred că ar fi trebuit o implicare mult mai pregnantă a instituțiilor, abilitatea președintelui în acest domeniu. Părerea mea sinceră este că ar fi trebuit să demisioneze și Ministrul Sănătății fără să mai facă tot felul de considerații și cred că și premierul ar fi trebuit să-și asume răspunderea. Credeți că datorită sau din cauza faptului că guvernul nu este unul politic, avem acest tip de reacții? Dacă era un guvern politic, poate inclusiv de frica consecințelor electorale, să spunem, miniștrii ar fi fost mai rapid remaniați sau ar fi plecat mai ușor. Acest guvern, neavând ce pierde din punct de vedere electoral, oamenii iată că pleacă altfel decât plecau politicienii? Mi se pare că oamenii ăștia, o parte dintre oamenii care fac parte din guvern, nu-și dau seama ce funcție au. Cred că e pălăria prea mare pentru ei și cred că eu ori nu vor, ori nu pot. Dacă nu vor, e chiar mai grav decât dacă nu pot. Dar dacă nu pot, președintele și premierul ar trebui să ia decizii. Dacă nu vor, înseamnă că este o chestiune mult mai gravă și atunci trebuie tranșată politic. Și eu cred că după alegeri locale va trebui să luăm o decizie în ceea ce privește acest guvern. Părerea mea, care se conturează în ultimele săptămâni, este că ar trebui să facem o moțiune de cenzură și să schimbăm acest guvern, pentru că este clar că duce România într-o direcție greșită. Și nu vorbesc numai despre asta, vorbesc despre modul în care adoptă legi extrem de importante pentru România prin ordonanță de urgență, fără consultare publică și în domenii care nu pot face obiectul ordonanțelor de urgență. Mă refer la faptul că și-au asumat niște răspunderi în ceea ce privește pensiile, de exemplu, și acum aflăm că nu vor face ce au promis în ceea ce privește salarizarea, unitarea bugetarilor, și vedem că nu vor face ce au promis. Vedem că se împăunează cu rezultatele anilor trecuți când era PSD-ul la guvernare, dar nu fac nimic pentru a continua această creștere și pentru a o consolida. Deci eu cred că acest guvern, indiferent dacă este incompetent sau nu vrea să facă, cred că trebuie să plece cât mai curând. Pentru că ați fost judecător și aveți o vastă experiență în magistratură, mai am un alt subiect pe care aș vrea să-l discut. Astăzi, Curtea Constituțională are o zi extrem de importantă. Se decide dacă infracțiunea de abuz în serviciu este sau nu constituțională. Mai mulți avocați ar unor penali cu ghilimele de rigoare celebri au contestat această chestiune și curtea se va pronunța dacă textul de lege este sau nu unul constituțional. Cum vedeți dumneavoastră că a fost magistrat această chestiune de actualitate? Cred că, din păcate, în domeniul penal sunt multe legi care reglementează același lucru în mod diferit și asta trebuie neapărat rezolvat. Și ăsta este un aspect. Al doilea aspect este că, în ceea ce privește abuzul în serviciu, în forma veche, neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă
a unor atribuții de serviciu de către un funcționar cu știință era infracțiune. Acum s-a scos cu știință. Deci chiar dacă tu n-aveai cum să prevezi că, de exemplu, ai o funcție, dar tu ești inginer și ți-a dat un aviz de legalitate, tu răspunzi în calitatea ta de inginer pentru legalitatea unei chestiuni pe care n-ai cum să o cunoști în detaliu. Deci chiar dacă... Și atunci este foarte apropiat de neglijență. Da. Sunt niște lucruri sau... Bine, sunt niște lucruri care pot fi interpretate diferit în același tip de spețe. Și eu cred că legislația, mai ales în domeniul penal, trebuie să fie extrem de clar. Sunt multe formulări vagi care nu mai există nicăieri în legislația europeană. Sunt foarte multe directive europene în materia prezumției de nevinovăție, de exemplu, în materia modului în care trebuie elaborate acte normative în penal, care nu sunt implementate în legislația românească. Și cred cu tărie că trebuie neapărat să le discutăm în Parlament împreună cu oamenii care trebuie să le aplice. Nu cred că drepturile omului, drepturile fundamentale ale omului pot fi rezolvate prin ordonanțe de urgență nediscutate public. Nu cred. Și nu o să mă convingă nimeni niciodată că este bine ca în mod neconstituțional să restrângi niște drepturi și niște libertăți fundamentale ale omului în condițiile în care nu vorbește nimeni decât despre restrângere, nu vorbește nimeni despre faptul că drepturile fundamentale ale omului ar trebui să aibă toată libertatea și toată deschiderea. Ar trebui să discutăm despre cum putem să le protejăm, nu despre cum putem să le limităm prin ordonanță de urgență. Nu o să mă poată convinge nimeni niciodată că acesta este un lucru bun. Și cred că ar trebui să schimbăm un pic optica, adică să ne dăm seama că totuși în centrul administrației, fie că e la nivel central, fie că e la nivel local, în centrul administrației este omul. Și la nivel central, să știți că orice hârtie nerezolvată este o problemă a unui om sau unei familii sau unei comunități. Sunt consopiști în sistemul administrativ care privesc probleme respective ca pe niște hârtii. Nu, în spatele lor, acelor hârtii, sunt niște oameni. Și cred că asta trebuie neapărat schimbat. Cum cred că orașul este făcut pentru oameni, nu pentru mașini, nu pentru troleibuze. Orașul este făcut pentru oameni și omul trebuie să simtă bine în locul în care trăiește. Dacă tu nu îi oferi condițiile care se simtă bine, și orașul arată rău. Deci cred că este un mod... De-aia cred că un politician poate să ia la un moment dat niște decizii mai bune decât un om care a lucrat toată viața în sistemul ăsta piramidal administrativ, pentru că omul acela a fost limitat în gândire de niște fișe de post și de niște proceduri de lucru. Cred că este important să iei o decizie în beneficiu oamenilor pentru că trăiești între ei. Ăsta este motivul pentru care de multe ori, în momentul în care niște persoane, știu eu, bine intenționate la un moment dat, ajung în sistemul administrativ, ele nu reușesc să se ridice la înălțimea funcției pe care o ocupă acolo pentru că își obturează orizontul. Și cred că din acest motiv trebuie să avem grijă pe cine punem să administreze și la nivel central și la nivel local comunitate. Ultima întrebare a interviului de astăzi este tot din zona politică. Sunteți parte din conducerea PSD-ului. Motiv pentru care am să vă rog să îmi spuneți cum vedeți viitorul acestui partid în eventualitatea fiecăruia dintre cele două scenarii posibile. 1. La alegerile locale, rezultatul la nivel național este un succes. 2. Rezultatele nu sunt cele așteptate. Ce se va întâmpla cu președintele partidului? Ce se va întâmpla cu partidul? Care este viziunea noastră despre fiecare dintre cele două scenarii? Partidul a fost foarte zguduit în ultima vreme, atât de modul în care s-a pierdut guvernarea, cât și de diverse chestiuni legate de aspecte juridice. Cu toate acestea, după cum vedeți, partidul este pe primul loc în intenția de vot, pentru că de-a lungul timpului a demonstrat că știe să guverneze
în beneficiul oamenilor. Eu cred că vom câștiga alegerile și nu vreau să mă gândesc deloc la o altă variantă. Dar cu siguranță, după ce vom câștiga aceste alegeri, și sunt convins că vom face cel puțin 35% la nivel național, sunt ferm convins că vom depăși 35%, după ce vom avea aceste alegeri, vom face niște valori, pentru că este extrem de important să câștigăm și alegerile parlamentare pentru a putea forma guvern și a conduce, cu siguranță fiind cel mai mare partid, și a conduce un guvern care să facă din nou lucruri bune pentru țară. Cred că am pierdut, din păcate, o perioadă lungă din cauza acestui guvern al meu și sper ca această greșeală cu un guvern autointitulat tehnocrat să nu se mai repete. Vă doresc succes în viitorul apropiat, pentru că aveți nevoie, și după acel moment electoral vă așteptăm cu drag în studioul nostru PS News pentru a ne vorbi de proiectele concrete pe care le veți pune în practică la vremea respectivă. Vă mulțumesc frumos! Voiam să vă mulțumesc pentru modul în care ați oglindit activitatea mea pe Facebook. Voiam să vă spun că era acolo o chestiune cu Refresh 5. Da, a fost o chestiune. A fost o chestiune de teasing. Acum a apărut Refresh 5. Trebuie să spunem că tasta F5 de la calculator este cea care dă refresh-ul oricărei pagini, motiv pentru care dumneavoastră vreți să fiți F5, Florea la 5. F5. Florea de la 5, care restartează oarecum sectorul. Da, și toate lucrurile astea și programul meu sunt pe floreadaniel.ro, iar Refresh 5 cred că este un concept care va arăta o nouă față a sectorului și a modului în care administra sectorul. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc.